Salut, prieteni! Astăzi aș dori să vă prezint o anume locomotivă ACME 635P, matriculare CD, epoca 5, fiindcă nu am fost satisfăcut de ceea ce prezentările care erau pe YouTube, am decis să-mi fac eu o filmare. Un scurt videoclip despre cu prezentarea acestei locomotive. După cum se vede, vine acest ambalaj, cutie prezentabilă de carton. Avem, iată, și instrucțiunile. Așa. Ce mai avem aici? După acest burete pe care nu pot să-l scot, locomotiva propriu-zisă. Da. Așa se prezintă. Să o desfacem. Avem aici, cred că, un fel de pană, ceva. De blocare, nu știu exact despre ce e vorba. Ia să vedem. Da. Deci este un fel de pană de blocare. Așa. Avem roți de rezervă. Un lucru extraordinar de bun. Fiindcă eu chiar nu-mi doream cauciucuri pe roți. Mai departe, alte piese de schimb aici. Deocamdată nu mă interesează. Eu doresc doar să prezint locomotiva acum. Așa se prezintă ea. Este o locomotivă extraordinar de prezentabilă. Îmi place nespus de mult. Am așteptat-o mult. Și până la urmă a venit. Fiindcă mi-am dorit să vină chiar în acest tip de vopsire. Era... Îmi făcea cu ochiul și cea cu verde, cu dungă galbenă, dar totuși eu pe asta o vroiam cu tot din adinsul.